Vă salut, dragii mei, sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre durerii de nesuportat vindecate de Sfântul Serafim de Sarov, miracole și legătura cu Arsenie Boca, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Cuviosul părinte Serafim de Sarov a trăit o viață deosebită și a avut o influență profundă asupra celor din jurul său. Ultimii 8 ani ai vieții sale au fost cu adevărat excepționali și au pus în evidență harurile sale spirituale. Unul dintre darurile cel mai bine cunoscute ale lui Serafim a fost capacitatea sa de a vedea cu Duhul. Acest dar i-a permis să perceapă realitatea dincolo de aparențe și să înțeleagă profunzimea sufletelor oamenilor. El putea să vadă nevoile și luptele interioare ale celor pe care îi întâlnea și să le ofere îndrumare și mângâiere spirituală. Această capacitate a făcut ca oamenii să-l caute pentru sfaturi și vindecare duhovnicească. Sfântul Serafim a săvârșit de asemenea numeroase minuni, confirmându-și harul divin. El a vindecat bolnavi, a eliberat oamenii de suferință și a făcut ca imposibilul să devină posibil prin puterea credinței. Aceste minuni au avut un impact profund asupra celor care le-au trăit și au contribuit la credința lor în mila lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, cuviosul părinte Serafim a fost un mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Prin predica sa și exemplul de viață, el a atras mulți oameni către credință și pocăință. Ultimii ani ai vieții sale au fost marcați de o cunoaștere mai profundă a inimii umane și de o slujire a aproapelui care a inspirat mulți să-și întoarcă inimile către Dumnezeu. Astfel, Serafim de Sarov rămâne un model de sfințenie și un exemplu al puterii credinței în transformarea vieții oamenilor. Viața sa ne amintește că, prin harul divin și slujirea iubitoare a aproapelui, putem experimenta minuni și putem ajuta pe alții să descopere lumina credinței în viața lor. Înmulțirea minunilor în viața cuviosului părinte Serafim de Sarov a fost un fenomen uimitor care a captivat atenția credincioșilor și a cercetătorilor spirituali deopotrivă. În anul 1840, această perioadă a vieții sale a fost documentată și au început să fie scrise primele descrieri ale minunilor dumnezeiești săvârșite prin rugăciunile lui. Aceste minuni au fost variate și extraordinare. Printre ele s-au numărat vindecări miraculoase ale bolnavilor, recuperări ale celor pierduți în văi sau păduri, apariții ale Sfintei Fecioare și alte manifestări spirituale. Un aspect notabil al acestor minuni a fost că ele nu erau limitate la o anumită categorie de oameni sau la o regiune geografică specifică. Ele au avut loc în diverse locuri și au implicat oameni de diferite statuturi sociale. Rugăciunile cuviosului părinte Serafim au fost mijlocitoare pentru mulți credincioși, iar el a fost privit ca un sfânt a cărui legătură cu Dumnezeu era profundă și puternică. Oamenii se adresează lui în căutarea ajutorului și al mângâierii, iar multe dintre aceste rugăciuni au fost ascultate și răspunse cu minuni impresionante. Această perioadă a vieții sale a avut un impact semnificativ asupra creștinilor din acea vreme și a contribuit la recunoașterea lui Serafim de Sarov ca unul dintre cei mai iubiți sfinți din istoria Bisericii Ortodoxe Ruse. Descrierile minunilor și mărturiile oamenilor care le-au experimentat au fost adunate și păstrate ca mărturii ale Harului Divin care lucra prin cuviosul părinte Serafim. Odată cu puțin timp înainte de săvârșirea călătoriei pământești, Serafim a cerut să vină o călugăriță de la Diveievo și, acoperind-o cu rasa sa, i-a spus: Maica Domnului va veni acum la noi. Curând s-a auzit un sunet asemănător unui vânt violent în pădure, apoi cântări bisericești. Ușa s-a deschis singură și chilia a fost brusc inundată de lumină și de o mireasmă delicată. Sfântul a căzut în genunchi și Maica Domnului a apărut urmată de 2 îngeri, însoțită de Sfântul Ioan Teologul și de 12 sfinte fecioare mucenice. Călugărița a căzut la pământ înspăimântată de moarte, dar Sfântul Serafim a stat drept, vorbind duios cu împărăteasa cerurilor ca și cu un prieten.
Ea i-a făgăduit să aibă mereu în grija sa pe surorile de la Diveievo și, dispărând, Preasfânta Fecioară i-a spus: iubite Serafime, în curând vei fi cu noi. Rămași singuri, starețul i-a mărturisit călugăriței că este a 12-a vedenie de care Domnul i-a făcut parte. Cu aproximativ 5 luni înaintea sfârșitului său, l-a vizitat măicuța Platonida de la mănăstirea celui nezidit din Sibirsk. Se ducea la Arzamas, la un medic renumit. Voia să-i ceară sfat pentru durerile pe care le avea la cap, la obraz și la ureche. Mai înainte însă a trecut pe la Sarov ca să ia binecuvântarea Sfântului Serafim pentru tratament. A stat la Sarov 5 zile. De 4 ori pe zi mergea la chilia starețului, dar nu putea să-i vorbească. Sfântul, din motive necunoscute, primea atunci foarte rar vizitatori. În cele din urmă a primit-o în locașul din pustie. I-a pus metanie până la pământ părintelui și i-a cerut binecuvântare pentru începerea tratamentului. Nu începe tratamentul, a spus acesta. Și arătând spre cer, a adăugat: iată cine te va vindeca. Mergi acum și spală-te la izvor. Măicuța nu se mai spălase cu apă rece de 3 ani, adică de când se îmbolnăvise, pentru că era teamă să nu răcească mai rău. Însă când i-a spus starețul, nu a șovăit deloc. S-a dus la izvor și s-a spălat. Sfântul a îndemnat-o să bea din apa izvorului. Îndată ce a băut, a încercat-o o durere martirică la față și la dinți. La urmă, starețul și-a întins mâna dreaptă spre obrazul care o durea și a zis: Dumnezeu te va ocroti până la sfârșit, mergi pe calea păcii. Măicuța a simțit imediat cum durerea a încetat și de atunci n-a mai deranjat-o nimic. La plecare, Sfântul a binecuvântat-o cu crucea ce o purta la piept și i-a spus: să nu-ți pară rău că nu m-ai văzut mult. Am făcut o pomenire pentru o soră care a dormit. Pot nădăjdui că vă voi revedea, părinte? A întrebat măicuța. Ne vom vedea acolo, a zis starețul, arătând spre cer. Acolo e mai bine, mai bine. Sfântul Serafim de Sarov este cel care l-a condus pe Arsenie Boca, prin voia Fecioarei Maria, pe muntele Athos. Această minune a avut loc într-un moment în care Serafim părăsise deja această lume de aproape 100 de ani. Dumnezeu a avut un motiv tainic în legătura lui cu acest sfânt al Rusiei. Arsenie se ruga ca Dumnezeu să-i trimită un duhovnic pentru a fi îndrumat în cunoașterea tainelor secrete ale mântuirii și pentru a practica isihasmul. Cu toate acestea, rugăciunile lui păreau să rămână fără răspuns. Abia atunci când a apelat la Fecioara Maria, aceasta i-a apărut și i-a răspuns, călăuzindu-l și purtându-l miraculos într-o pădure către sfântul rus, Serafim de Sarov. Călătoria spirituală pe care Arsenie Boca a avut-o nu este întâmplătoare, deoarece el este considerat unul dintre cei mai mari sfinți ai României. De asemenea, nu este întâmplătoare minunea în care Iisus i-a vorbit și i-a spus să nu-l mai picteze, ci să picteze în inimile oamenilor, deoarece timpul este aproape. Cu toate acestea, Arsenie nu a ascultat avertismentul. România este numită Grădina Maicii Domnului nu întâmplător. În împărăție există o ordine și o ierarhie spirituală. Asemenea unei case care are mai multe camere, ortodoxii, în mare parte, au urmat calea și îndrumarea Fecioarei Maria. Hristos este piatra de temelie acestei case a mântuirii, iar fiecare cameră are o altă piatră unghiulară, care este un mare sfânt sau un înger. În cazul nostru, Fecioara Maria este patroana spirituală a lui Serafim de Sarov, motiv pentru care ea l-a condus pe Arsenie chiar către el. Nu există alt secret al mântuirii decât iubirea. Sfântul Serafim de Sarov este prăznuit pe 2 ianuarie. S-a născut pe 19 iulie 1754 în orașul Kursk din Rusia și a primit la botez numele Prohor. Fericită ești tu, femeie văduvă, i-a spus într-o zi un nebun al lui Dumnezeu, mamei lui Prohor, întâlnind-o pe stradă cu cei 2 băieți ai săi. Fericită ești tu că ai un fiu care va deveni un puternic mijlocitor înaintea Sfintei Treimi, un om al rugăciunii și al luminii pentru întreaga lume.
Primul miracol care i-a salvat viața s-a petrecut la vârsta de 7 ani. Împreună cu mama sa, vizita o biserică aflată în construcție, finanțată de familia lui, când a căzut de pe schela clopotniței de la o înălțime de 7 etaje. S-a ridicat nevătămat, spre uimirea mamei lui și a celor prezenți. La vârsta de 10 ani a fost grav bolnav. La un moment dat a avut un vis în care i-a apărut Fecioara Maria, care i-a spus că va veni să-l vindece. Și, într-adevăr, după câteva zile, o icoană a Fecioarei Maria, considerată făcătoare de minuni, a trecut în procesiune pe străzile orașului. Când se apropia de casa familiei lui Prohor, o furtună de ploaie torențială s-a declanșat. Pentru a proteja icoana, pelerinii au adus-o în casă. Copilul a văzut-o și s-a vindecat pe loc. La 2 ani după ce a intrat la mănăstire, Prohor s-a îmbolnăvit de hidropizie. A suferit timp de 3 ani în tăcere, refuzând să fie chemat un medic. El spunea: mă încred în întregime celui care este adevăratul doctor al sufletului și al trupului, Domnului nostru Iisus Hristos și preacuratei lui Maici. La insistențele călugărilor care doreau să-l ajute cumva, a cerut să-i se citească o moliftă pentru sănătate. În timp ce ceilalți călugări se rugau în biserică, Prohor a avut o viziune în care i-au apărut Fecioara Maria împreună cu apostolii Petru și Ioan. În timp ce ceilalți călugări se rugau în biserică, Prohor a avut o viziune în care i-au apărut Fecioara Maria împreună cu apostolii Petru și Ioan. Fecioara Maria, arătând cu degetul spre călugărul bolnav, i-a spus Sfântului Ioan: acesta este unul de ai noștri, după care l-a atins cu un toiag și lichidul adunat în corpul său a început să iasă prin incizia făcută. După terminarea slujbei, ceilalți călugări l-au găsit pe Prohor vindecat, cu excepția unei singure cicatrici care rămăsese ca semn al miracolului ce s-a petrecut. Acest miracol s-a petrecut în locul apariției Fecioarei Maria, iar ca urmare a acestui fapt a fost construită o infirmerie. Este menționat că Sfântul Serafim însuși a construit masa din altarul capelei din lemn de chiparos. Acesta a devenit un loc special în care Sfânta Împărtășanie era oferită începând de atunci. Este de remarcat că Sfântul Serafim a avut grijă să construiască masa dintr-un material deosebit, simbolizând importanța și sacralitatea acestui loc. Sfântul Serafim de Sarov este una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale spiritualității ortodoxe ruse. Viața și activitatea sa sunt asociate cu numeroase minuni și vindecări, iar credincioșii se întorceau frecvent către el în căutarea ajutorului divin. Perioada în care Sfântul Serafim apărea în persoană pentru a vindeca suferinzii este una dintre cele mai notabile povești din legenda sa. Se spune că mulți oameni bolnavi sau suferinzi îl căutau pentru a cere ajutorul său. Sfântul Serafim, cu dragoste și compasiune, îi primea și le acorda binecuvântările sale. Prin atingerea sa și prin puterea credinței lor, mulți dintre acești suferinți primeau vindecarea. Ceea ce este remarcabil în această perioadă este că Sfântul Serafim devine un intermediar între oameni și Dumnezeu, facilitând vindecarea spirituală și fizică prin credință. Credincioșii se apropiau de el cu rugăciuni sincere și cu inimi deschise, iar Sfântul Serafim le oferea harul său binecuvântat. Aceste experiențe au întărit credința în puterea divină și au adus speranță și alinare celor care sufereau. Sfântul Serafim a rămas o sursă de inspirație și un exemplu de sfințenie pentru mulți oameni de-a lungul secolelor, iar legenda sa continuă să fie transmisă cu venerație în tradiția ortodoxă rusă. Fenomenul vindecărilor atribuite Sfântului Serafim de Sarov a fost un aspect notabil al legendei sale și a avut o evoluție interesantă de-a lungul timpului. La început, cei care căutau vindecarea în prezența sa proveneau din diverse straturi ale societății, inclusiv din nobilime. Acest lucru arată că reputația și puterea sa de vindecare au fost recunoscute și apreciate de o gamă largă de oameni.
Cu toate acestea, în jurul anului 1903, lucrurile au început să se schimbe. Vindecările s-au îndreptat către păturile mai modeste ale societății, inclusiv țărani, moșieri și negustori. Această schimbare poate fi explicată prin mai mulți factori. Unul dintre ei poate fi legat de natura credinței și a cultului în jurul Sfântului Serafim, care s-a răspândit pe scară largă și a devenit mai accesibil și mai popular în rândul oamenilor simpli. De asemenea, în acea perioadă, societatea rusă a fost marcată de schimbări semnificative, inclusiv evenimente istorice și sociale care au avut un impact asupra vieții oamenilor obișnuiți. Este posibil ca, într-un context de instabilitate și schimbare, oamenii să se fi simțit mai apropiați de credință și să fi căutat mai mult sprijinul divin. Cu toate acestea, este important de menționat că vindecările atribuite Sfântului Serafim au fost întotdeauna subiectul dezbaterilor și controversei în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse. Unii clerici au fost sceptici cu privire la autenticitatea lor, în timp ce alții le-au considerat ca o manifestare a Harului Divin. În orice caz, această evoluție a fenomenului de vindecare asociat cu Sfântul Serafim subliniază importanța sa ca figură spirituală și influența sa asupra credincioșilor de toate clasele sociale în Rusia. Evoluția cunoașterii și venerării cuviosului părinte Serafim de Sarov reflectă parcursul său de la o personalitate puțin cunoscută la un sfânt venerat în întreaga Rusie. La începutul vieții sale ca monah, Sfântul Serafim trăia într-o mănăstire izolată, iar cunoașterea sa era limitată la un cerc foarte restrâns de persoane care trăiau în apropierea mănăstirii. Cu toate acestea, povestea sa de viață și spiritualitatea sa profundă au atras atenția celor din jur. Prin anii 1902-1904, numele cuviosului părinte Serafim a început să se răspândească pe scară largă în întreaga Rusie. Acest fenomen poate fi explicat prin mai mulți factori. Unul dintre ei este legat de popularitatea și recunoașterea sa ca un sfânt și un păstor spiritual. Cuviosul părinte Serafim a trăit o viață sfântă și a fost cunoscut pentru postul său aspru, rugăciunile sale și trăirea aproape angelică. De asemenea, perioada anilor 1902-1904 a fost una de agitație spirituală în Rusia, cu un interes crescut pentru spiritualitate și căutarea sensului vieții. Oamenii au fost atrași de mesajul lui Serafim și de reputația sa de vindecător și sfătuitor în probleme spirituale. Venerarea sa a crescut rapid, iar mulți credincioși s-au adresat lui în rugăciuni pentru ajutor și vindecare. Cu toate acestea, este important de menționat că cuviosul părinte Serafim a fost canonizat oficial de Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1903, ceea ce a confirmat oficial statutul său de sfânt. Această canonizare a contribuit și mai mult la creșterea popularității și venerării sale în întreaga Rusie. Părintele Serafim a cerut să îi se pună pe piatra de mormânt următoarea inscripție: după ce nu voi mai fi printre cei vii, veniți la mormântul meu, cu cât mai des, cu atât mai bine. Orice ați avea pe suflet, orice vi s-ar întâmpla, veniți la mine ca și când aș fi viu și, îngenunchind pe pământ, vărsați-vă tot amarul pe mormântul meu. Spuneți-mi totul și vă voi asculta. Așa cum îmi vorbeați în viață, la fel să o faceți și acum, pentru că eu trăiesc și pururea voi fi. Inscripția dorită de părintele Serafim pentru piatra de mormânt este emoționantă și reflectă dorința sa de a fi prezent în continuare în viețile credincioșilor săi, chiar și după moarte. El dorește ca mormântul său să fie un adăpost pentru toți cei care îl vizitează, servind ca un punct de referință în timpul încercărilor și suferințelor lor. Această inscripție evidențiază viziunea sa despre viața de după moarte și importanța prezenței constante a credincioșilor la mormântul său. El îi încurajează pe oameni să vină des și să împărtășească toate grijile și suferințele lor cu el,
ca și cum ar fi în viață, și le promite că îi va asculta. Cerința părintelui Serafim nu are în vedere venerarea lui ca pe o divinitate, ci mai degrabă să ofere un canal de comunicare și conversație cu credincioșii în căutare de alinare și îndrumare spirituală. Prin intermediul acestei inscripții, el sugerează că prezența sa și preocuparea pentru sufletele credincioșilor nu se estompează odată cu moartea. Aceasta exprimă încrederea sa fermă în puterea rugăciunii și în capacitatea sa de a continua să aibă un impact în viețile oamenilor prin intermediul legăturii spirituale. Îndemnul său de a se deschide cu toate preocupările și de a vorbi cu el este o expresie a credinței sale că sufletele credincioșilor continuă să fie în comuniune cu el și că îi însoțește în călătoria lor spirituală. Aceste cuvinte sunt un îndemn puternic la comuniune și o manifestare a angajamentului său de a rămâne alături de credincioși chiar și după moarte. Ele reprezintă un exemplu al iubirii și compasiunii sale totale față de semenii săi și a dorinței sale de a-i sprijini în toate aspectele vieții lor spirituale. Contrar obiceiurilor și practicilor tradiționale, Sfântul Serafim își construise un sicriu înainte de a muri și îl folosea ca pe un obiect de mobilier în chilia sa. În acest sicriu, el depozita diverse obiecte și uneori, vizitatorii îl găseau așezat în interiorul său, citind scrieri sfinte. Este important de subliniat că acest comportament nu trebuie interpretat în sensul unei obsesii morbide sau al dorinței de a se apropia de moarte. În schimb, este posibil să fie o expresie a pregătirii constante pentru trecerea în lumea spirituală și a stării sale de apropiere intensă de Dumnezeu. Prin utilizarea sicriului ca pe un obiect de mobilier și prin purtarea sa de grijă, putem interpreta acest act ca pe o manifestare a umilinței, smereniei și pregătirii constante pentru moarte și pentru întâlnirea cu Divinul. Sfântul Serafim a continuat să se dedice rugăciunii și studiului Scripturii, chiar și în aceste momente de intimitate cu sicriul. Este important să ne amintim că sfinții, prin natura lor, ajung să trăiască într-o stare de apropiere profundă de Dumnezeu și să se identifice cu adevărurile și valorile spirituale. Comportamentul neconvențional al Sfântului Serafim poate fi înțeles în această lumină, ca pe o expresie a relației sale profunde și intime cu Divinul și ca pe o manifestare a purității și a devotamentului său copilăresc. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pe curând!